Bună și bine ați venit pe Tarotada! Astăzi vom face o etalare bonus pentru luna iunie, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Pești. Și să vedem, dragilor, ce vine către voi în această perioadă a lunii iunie. Este o etalare bonus pentru luna iunie, valabilă până la sfârșitul acestei luni. Haideți să vedem ce energii vin către voi, pești. Ce se întâmplă aici? Oprire. Ceva te oprește. Ceva care îți spune stop. Nu te du acolo pentru că nu este pentru tine. Acolo este un hău. Este un haos. Și bine faci pentru că tu ești puternic. Aici, în propria ta viață, vrei să vină ceva înfloritor și te focusezi pe ce ai tu nevoie. Vezi, te deschizi către nou, către înflorire, către cunoaștere, flow, mergi către visul tău. Aici ce te oprește este intuiția ta și intuiția ta este bună pentru că tu vrei noi începuturi, vrei iubire, vrei romantism. Aveți aici un potențial mare să vă îndreptați către iubire. Eviți un uragan. Ai protecție de la univers în această perioadă. O minune. O minune care se întâmplă. Spui nu unui lucru care ți-ar fi adus un uragan. O minune pentru că ești protejat. Iei acțiuni, faci acțiuni, dar ghidate de intuiția ta. E frumos aici pentru pești, pentru că vă ascultați sufletul, vă ascultați intuiția, vă opriți din ceva ce ați vrea sau ați vrut să faceți, dar nu era bine pentru voi. Aici ați conștientizat pericolul și nu îl mai vreți. Vă opriți, chiar dacă era o dorință arzătoare. Greu, 10 de bâte, regele de bâte. Valetul de bâte, asul de cupe, eremitul, wow, 9 de cupe, iar la capătul setului de cărți, marele preot și împărăteasa. Voi aici nu vă doriți decât perfecțiunea. Nu doriți jumătăți de măsură. Acest haos vindecător ia cu el toată tristețea. Vreți noi începuturi alături de împărăteasă voi. Este un vis, 9 de monede. Voi vreți să ajungeți în acel moment în care ești atât de bine cu tine, încât toate lucrurile bune se întâmplă. Dar ai tot fost în 10 de bâte. Ai tot cărat în spate și ai dat bătăliile altora. E momentul să stai pe tronul tău și să dai bătăliile tale, pentru că aici aveți un rege de foc și un eremit. Eremitul se întoarce la lumina lui, merge către steaua lui norocoasă și își vede lumina interioară. Te muți, faci schimbări, dar te stopezi de la a te mai autosabota. Aici te oprești. Orice ai fi vrut să faci, să începi, oprești procesul și te îndrepți cu totul către altceva. Acel altceva îți va aduce o iubire nouă. Aici aveți asul de cupe. Cu o persoană, poate fi în zodie de pământ, poate fi în zodie de foc, sau poate fi o persoană pasională, o persoană deschisă pentru nou, pentru tine, pentru ceea ce îți dorești tu. Condiția este să vindeci haosul, să vindeci durerea, greutatea, să o iei povara de pe umerii tăi. Marele preot, o credință aici care ai tot avut-o și care nu a fost chiar ce trebuia. Tocmai de aceea, în acest moment, te oprești din a face lucruri care știi că te duc din rău în mai rău. Tu vrei iubire pură, vrei însănătoșire și o vei avea. Aici este mult optimist, este un început în iubire fantastic. Dacă vrei acest nou început, renunță la credințe, pentru că aici 9 de cupe îți spune:
că ești bine în propria ta viață, dacă nu ești, trebuie să ajungi la acest nivel, pentru ca această persoană pură, iubire necondiționată să vină în viața ta. Aici văd o creștere foarte mare de energie, energetic, elevezi, te întorci în sufletul tău și vezi lumina din tot întunericul și mergi către lumină. Este o energie frumoasă, poți să te muți, poți să schimbi setul de valori și credințe și să te îndrepți către ceea ce își dorește sufletul tău. Aici îți asculți puterea interioară, îți asculți intuiția, îți asculți oful tău, mergi către steaua ta norocoasă. Da, frumos, pentru că peștii în sfârșit își ascultă intuiția, voi aveți o intuiție foarte dezvoltată, te asculți de această dată și vezi care sunt dorințele tale și care sunt ale celorlalți, vei ține cont de dorința ta aici și vei merge către împlinire cu dorința ta. Pentru că aici universul te ajută, este o energie frumoasă pentru voi în această perioadă a lunii iunie. Haideți să vedem din îngerii romantici. Da, mergi spre ceva frumos. Rămâi optimist în legătură cu viața ta amoroasă și cu tot ce este în jurul tău. Persoana la care tu te gândești este o persoană bună pentru tine, trebuie să-i acorzi o șansă. Dacă nu-i vei acorda o șansă, vei rămâne aici, în această greutate și în decepție, în deziluzie. Schimbă ceva, fă o mutare, mergi într-o lună de miere, într-o vacanță, într-o zi, ia-ți o zi liberă și gândește-te la ce ai trăit până acum, ce credințe ai și acele credințe care crezi că îți îngreunează parcursul, lasă-le la o parte, pentru că tu aici îți dorești o împărăteasă, îți dorești o lume nouă sau un împărat. Iar universul ți-l trimite, acest împărat sau această împărăteasă ți-o trimite, dar trebuie să faci și tu ceva, dacă nu rămâi în deziluzie, în decepție. Se cere aici o schimbare, să acorzi relației o șansă, unei persoane, acordă-i o șansă, pentru că nu cunoști persoana respectivă, tu vrei iubire și vrei ca toate lucrurile să fie ca tine, dar aici este ceva ce te îngreunează, ceva ce nu știi, cere mai multe informații, pentru că persoana pe care tu o crezi într-un anumit fel este iubire pură, nu este nimic din tot ceea ce ai crezut tu până acum. Întreabă, cere informații, cere claritate universului, pune-te pe primul loc pentru că răspunsurile îți vor veni. Lasă persoana care crezi că te-a decepționat să-și arate adevărata culoare, adevărata față. Ce vei găsi te va bucura tare mult. Este o energie frumoasă aici, peștii au crezut un neadevăr aici, dar adevărul va fi revelat, am văzut și luna. Aici ai avut o persoană pe care ai crezut-o falsă, dar persoana este iubire necondiționată. Vedeți, ați avut o necredință, nu ați știut despre o persoană ceva și v-ați imaginat tot felul de lucruri, ați umblat să aflați adevărul și adevărul va fi spus. Aici veți afla. Nu ați știut despre această persoană nimic, dar aflați că această persoană este în destinul vostru, este o persoană cu care vei merge mână în mână de acum înainte, pe toate planurile vă împăcați cu această persoană și sunteți compatibili. Este o persoană care vine parcă din vânt, din neant și este exact așa cum îți dorești tu, diferit de ceea ce ai crezut. Multă fericire și destin aici. Destin frumos. Ai avut o credință, ai crezut despre o persoană ceva diferit decât este. Aici se elucidează un mister. Scoți la suprafață adevărul despre o persoană, despre o situație. Aici, dacă este despre o persoană, ai crezut lucruri neadevărate despre această persoană și vei afla adevărul. Ți s-au spus tot felul, ai întrebat despre o persoană și
Toată lumea a sărit cu părerea și ți-a spus tot felul de lucruri și nu ai știut ce să mai crezi. Dar această persoană este persoana visurilor tale care ți-aduce împlinirea. Uită-te cu alți ochi spre această persoană, rămâi optimist cu privire la viața ta sentimentală și oferă acestei persoane o șansă, pentru că alături de această persoană nu vei trăi o decepție. Nu vei trăi o decepție, vei trăi o lună de miere. Aici tot ce ți s-a spus despre această persoană este neadevărat. Ai rămas trist din cauza unui lucru, din cauza unor vorbe care nu au fost adevărate. Tu te îndrepți aici către o fantasmă, către un lucru frumos. Schimbi total credința despre o persoană, despre o situație, despre acel lucru la care tu te gândești în acest moment. Haideți să vedem un sfat pentru voi. Da, aici peștii au avut parte de un neadevăr. Poate nu a fost nimic întâmplător și poate nimeni nu a vrut aici să spună altceva. Aici toată lumea și-a dat cu părerea, dar nu a fost ce a trebuit. Gândiți-vă voi și aflați adevărul, pentru că toate lucrurile se echilibrează în viața voastră, îngerul balanței. Da, dragilor, aflați un adevăr aici despre o persoană și persoana aceasta este sufletul tău pereche, este persoana ta predestinată. Ai crezut cu totul altceva aici și te-ai înșelat. Nu ai crezut că este persoana potrivită. Nu ai avut încredere în primul rând în tine, dar te însănătoșești. Aici dacă aveți probleme de sănătate, toate lucrurile merg spre bine. Aveți asul de cupe, găsiți metode tradiționale, nu știu, tradiționaliste, alternative, medicină alternativă, găsiți leac potrivit pentru însănătoșirea voastră și funcționează din plin, pentru că aveți succes, totul se echilibrează. Aveți îngerul sănătății și îngerul balanței. Dacă este pe planul sănătății, este bine pentru voi. Dacă este pe planul iubirii, afli adevărul despre o persoană. Ai crezut ceva greșit despre această persoană. Întoarce-te și vezi adevărata față a lucrurilor, pentru că ai stat aici într-o negură. Ai credință. Aici ați avut îngerul procrastinării, aici aveți îngerul credinței. Crede în tine și în intuiția ta, pentru că intuiția ta este foarte bună. Toată lumea ți-a spus aici despre o persoană ceva diferit decât este. Tu ai fost contra. Se adeverește că tu ai avut dreptate și că persoana care vine către tine este cu un as de cupe, cu un început frumos, își dorește de la tine fericirea supremă și tu îi vei oferi fericirea supremă, iar ea îți va oferi fericirea supremă. Haideți să vedem și un sfat pentru voi. O energie diferită a peștilor în această perioadă a anului. Nu interpreta nimic la modul personal, renunță la aroganță, la importanța de sine. Fii mândru pentru lucrurile pe care le realizezi. Importanța de sine echivalează cu aroganța și constă în a lua lucrurile la modul personal. Aceasta este expresia supremă a egoismului, căci pornește de la premisa că totul este în legătură cu mine. Da, aici gândiți-vă foarte bine la această persoană, pentru că voi ați luat totul la modul personal, tot ce vi s-a spus despre această persoană și voi ați crezut altceva și bine ați făcut, dragilor, pentru că acum se dau toate cărțile pe față, se spune adevărul și voi mergeți aici către un succes. Este o perioadă frumoasă a vieții voastre, fă întotdeauna tot ce-ți stă în puteri. Practica și exersarea conduc întotdeauna la măiestrie. Ai insistat că părerea ta e mai bună, deși toată lumea a fost contra.
Și într-un final ți s-a dat dreptate. Dacă vei face întotdeauna tot ce îți stă în puteri, vei ajunge să stăpânești cu maestria arta transformării. În acest fel, obișnuința de a-ți folosi în mod greșit cuvintele, de a te lăsa afectat la modul personal și de a face presupuneri inutile, va deveni în timp din ce în ce mai slabă și din ce în ce mai puțin frecventă. Ți-ai ascultat intuiția, ascultă-ți intuiția în continuare și mergi către visul tău, pentru că aici persoana la care tu te gândești este așa cum ți-ai imaginat tu. Lasă aici deoparte grijile și tot ce ai auzit până acum despre persoana ta și mergi către fericirea ta, pentru că aici această persoană este persoana ta predestinată. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!